orașului Sinaia, domnul primar Vlad Oprea, a pus la dispoziție pentru producătorii locali spații cu titlu gratuit. Și am considerat-o ca pe o provocare. Eu fac această întâlnicire de hobby, nu este o afacere. În schimb, am fost atât de entuziasmată de această idee a administrației locale, încât iată-mă aici pe strase cu obiectele mele. Andrei Burtea mă numesc, producător local, lucrări în lemn, pictate manual, realizate de la zero, adică tăia lemnul din pădure, tras cu calul la liziera pădurii, cum se vede, produse tradiționale românești. Fiecare an venim să reprezentăm orașul, nu? Să știe lumea că lucrăm. Întotdeauna primăria, să știți că celor care lucrăm manual, ne facilitează, ne dă tot sprijinul. Iubesc orașul, iubesc pe cei din primărie care pe toată lumea sprijină, să știți. Nu există cineva să dorească să facă ceva bun și să nu fie sprijinit. Nu știu dacă, mă rog, dacă toată lumea e la curent, dar am înțeles că domnul primar, Vlad Oprea, deci are un proiect foarte interesant. O să recondiționeze școlile din Sinaia, ceea ce o să fie wow. Sinaia e un oraș care îți oferă pe zi ce trece din ce în ce mai multe oportunități. Sigur că este orașul viitorului și cred că este un model pentru toată lumea. Personal, toate proiectele legate de educație dau încă o dată impulsul de a rămâne la catedră. Dacă aș fi din București și aș vedea școala sau școlile din Sinaia, cu siguranță m-aș gândi să mă stabilez definitiv aici. Abia am sosit, mi se pare minunat, ca de vacanță. În toate momentele anului găsești orice oportunitate. Este un oraș excelent și un oraș care îmi place foarte mult și vin cu mare plăcere de fiecare dată. Pot spune că este un oraș ca în afară. Ne mândrim foarte mult pentru că, într-adevăr, avem un oraș, cred că, internațional, aș putea spune, și cred că este singurul primar, să spun așa, care a făcut atât de multe lucruri pentru un oraș. Și viitoarele proiecte sunt foarte interesante și povestesc tuturor pe unde am ocazia cum arată orașul nostru. Este un oraș cu siguranță al viitorului, cred că face parte din viitor. Deja suntem teleportați în viitor. România puternică cu siguranță nu poate fi construită fără o comunitate puternică, iar comunitățile locale care dau exemplu de bună practică pot fi urmate mai departe, astfel încât țara în care trăim să aibă viitor. Avem 10 proiecte mari finanțate din fonduri europene, 10 proiecte care vor duce mai departe și vor consolida ceea ce s-a construit în Sinaia în ultimii ani. Sunt proiecte integrate, proiecte care au rezultat în unei strategii de dezvoltare, nu sunt proiecte pur și simplu izolate în diferite zonele orașului și cred că după implementarea lor, orașul nostru va fi cu siguranță un oraș cu adevărat smart city. La 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 la
Hai da mai tare muzica, tot eu mă urc.